Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să discutăm despre o parte foarte importantă atunci când vine vorba de enduro și de motocicletele de teren în general, și anume protecțiile. După cum știți, și eu știam că sunt importante, dar am aflat pe pielea mea că nu trebuie neglijate. De la ce s-a terminat o ieșire? Schimbătorul spart și aici o fisură mică, de nu se observă, dar am rămas fără ulei. O protecție, dacă i-aș fi pus, nu se mai întâmpla asta. De când tot am în, zic că îi pun, pe partea aceasta i-am pus-o când am umblat la ambreiaj. Partea aceasta am tot zis că o să-i pun, și nu i-am pus și am tot neglijat. Și uite, pe un râu, pe niște pietre, s-a întâmplat. De aceea puneți-vă protecții, sunt foarte, foarte folositoare, mai ales pe hard. Eu am tot amânat să pun protecție la aprindere. Pe partea de la ambreiaj am pus tot la fel când am umblat la ambreiaj și am schimbat discurile. Și pe partea de aprindere am tot amânat, am zis că o să pun, până când la o ieșire, ce să vezi, pe un râu, pedala așa a căzut și a făcut gaură în capac. Bineînțeles, a stricat ieșirea din cauza unei protecții care, pe lângă faptul că mă scutea de niște bani, dar nu-mi strica ieșirea. Neavând această protecție, capacul s-a fisurat și am început să pierd ulei și a trebuit să abandonez. Acum, gândiți-vă, acum aici am făcut o improvizație de moment, am pus niște poxilină, poxipol de fapt, așa, care am putut să mai merg, am mai făcut două ieșiri până când a venit capacul, dar de aceea este bine să puneți de la început, de când ați luat motocicleta, să puneți protecțiile acestea, vă pot scăpa de o treabă neplăcută. Și încă eu am avut noroc că eram relativ aproape de mașină, că altfel vă dați seama, pierzând ulei, eram și pe un teren destul de accidentat, unde era și apă. Pe aici poate să intre și apa, să ajungă în contact cu uleiul și astfel contaminând uleiul. Bineînțeles, când am venit, am schimbat uleiul. Am aplicat acest poxipol ca să pot să mai ies până când vine capacul și acum i-a venit rândul să le schimbăm. Deci avem o protecție, este de la Polisport. Așa arată ea. Așa. Garnitura, bineînțeles, trebuie să o schimbăm când umblăm la capac. Și capacul original. Așa arată. Da. Acum o să ne pregătim să schimbăm uleiul, având decât o oră și ceva de funcționare, nu o să-l schimbăm. De aceea o să dăm motocicleta într-o parte. După cum observați, este spălat, este foarte curată. Un lucru iarăși foarte important, ca să nu cumva să vă ajungă ceva mizerie înăuntru atunci când desfaceți. Deci noi o să culcăm motocicleta pe partea cu ambreiajul ca să putem să umblăm la capacul de la aprindere fără a mai schimba uleiul, fără a da uleiul jos și a-l pune din nou. Pe partea de la ambreiaj cam așa arată protecția. Așa. Ceea ce am mai neglijat iarăși pe spate, la discul de pe spate,
am protecție, dar am neglijat la discul de pe față și acesta ar trebui protejat. De asemenea, când mergeți pe porțiuni cu pietre și așa, partea de jos de la furcă la fel ar trebui protejată, pentru că aceasta intră în contact cu foarte multe pietre. O să le montez și pe acestea ca să nu mai pățesc ca la partea de la aprindere. Cam așa o să arate apoi capacul cu protecția pe el. Da? O să trebuiască înlocuite șuruburile, pentru că șuruburile originale, bineînțeles, nu vor mai ajunge. Dar protecția vine și cu șuruburi. Toate protecțiile vin și cu șuruburi, ca să le puteți înlocui pe cele originale. Să ne apucăm de treabă. Ok, am culcat motocicleta, am pregătit cam ce o să avem nevoie. Avem nevoie de un 8, un clichet, așa, bineînțeles, dinamometrica. Nu vă jucați când este vorba de șuruburi mici și mai ales în aluminiu, pentru că este foarte ușor să pierdeți puțin controlul și să trageți mai tare și să stricați filetul. Loctite. Așa, vom avea nevoie să dăm un carton, pentru că șuruburile sunt diferite. Am făcut forma prinderii. Șuruburile au lungimi diferite și să nu le încurcați ca să stați bușbuiți apoi care de unde vine. Așa, și ne apucăm să desfacem. Vom desface pedala ca să avem acces la capac mai bine. Oricum trebuie schimbat și vârful acesta. Și haideți să ne apucăm de treabă. Ok, începem să desfacem. Desfacem pedala prima oară. Scoatem ușor, o punem deoparte. O ocupa și de acel vârf. Acum desfacem, slăbim șuruburile. Să nu vă panicați, să nu vi se pară că șuruburile acestea sunt slabe. Ideea e că ele se strâng doar la 6 N. 6 Nm, deci foarte puțin. Deci o să vi se pare că ele nu sunt strânse, dar să știți că sunt ok. Așa. În regulă. Acum nu mai avem nimic să țină capacul, dar nu vă speriați dacă o să iasă un pic mai greu. Este din cauza magnetului de la volantă care ține, și de asemenea și garnitura se poate lipi cu timpul și să îngreuneze puțin. Ok. A fost destul de cuminte. Așa. Garnitura s-a rupt o bucată, dar oricum o schimbăm. Vom curăța și bucățica aceasta de aici. Gata, s-a luat. În rest este curat carterul pentru garnitura nouă. Trebuie să desfacem aprinderea de pe magnet, de pe capacul vechi, să putem muta pe capacul nou. Acesta este capacul nou. Șuruburile o să le curățăm ca să le putem da cu pastă Loctite nou. Aveți mare grijă să nu vă cadă ceva în timp ce lucrați aici în motor, să nu uitați ceva acolo, să prindă cine știe pe unde. Scoatem ușor.
Aveți grijă să puneți firul la fel pe același traseu, ca să nu fie ciupit de ceva. Bine. Curățăm șuruburile. Le curățăm bine ca să punem Loctite pe ele. Curățăm bine șuruburile. Să punem puțin Loctite pe ele. Apropiem ușor. Ok. Acum cu dinamometrica le strângem la cuplu. Ok, îi desfacem garnitura. Așezăm garnitura pe poziție. Puteți să dați cu puțin ulei sau puțină vaselină de jur împrejur și să stea mai bine garnitura și să îi tanșeze mai bine, să nu se lipească. Punem ușor pe poziție. Ok, acum o să venim cu capacul. Da. Ok, așa, acum vom pune, un pic aici avem un șurub care trebuie pus înainte, șurubul acesta de aici trebuie pus înainte. Trebuie să le punem șuruburile. Așa, acesta trecem peste, pe următorul. Așa, aici trecem iarăși peste, pe acesta de aici. Motorul trecem peste și peste el și acesta. Deci aceste trei șuruburi le vom înlocui cu șuruburile date de ei. Așa, le apropiem. Și acestea tot la 6 N se strâng, 6 Nm. Și putem să le strângem. Nu are importanță ordinea. Okay.
Acum venim cu protecția. Da. Ok, astea sunt șuruburile noi. Ne uităm la lungimea celor vechi. Deci așa venea. Deci cel lung vine aici. O să-l punem. Avem și aceste ghidaje pentru capac. Așa, apoi avem două, unul puțin mai lung decât celălalt. Deci să vedem care este mai lung. Acesta de jos este mai lung. Acesta de jos este puțin mai lung. Aici. Da, și cel mai scurt înseamnă că vine aici. Ne apropiem. Le vom strânge și pe acestea, tot la 6 Nm. Okay. Okay. Acum voi schimba și vârful la pedală și este gata de ieșit. Okay, am schimbat și capătul la pedală. Punem pe poziție cu șurubul. Ok, am strâns-o și cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare, nu uitați like și abonare la canalul nostru și nu uitați, puneți-vă protecții, vă pot scăpa de atât de un cost. În cazul nostru, capacul a fost 100 de euro, 500 de lei. Vă dați seama, plus munca, plus garnitură, plus. Nu mai vorbim de faptul că a stricat o ieșire într-o zi frumoasă. Vă mulțumim și nu uitați, dacă mai aveți ceva sugestii, informații care vreți să le împărtășiți și cu ceilalți rideri, vă așteptăm în secțiunea de comentarii.